Domnilor și domnilor, în legătură telefonică cu noi, pentru că scandalul continuă, este domnul Silviu Prigoană. Care domnul Silviu Prigoană ne-a adus alte documente astăzi. Avem în primul rând două filmări în care copiii, mai ales Eduard cel mai mic, povestește cum de două ori a mințit, citez din el, pentru că odată mama i-a promis un PlayStation 5 dacă spune că, citez, mama m-a bătut, și o filmare de ce este în 2021 și alta este din 2019, în care avem aceeași situație. Țineți minte celebra secvență când Maximus era legat și bătut? Nu uitați să puneți pe ecran cu violența domestică, vă rog frumos, acum colegii, da, așa, și întreabă tatăl exact ceea ce spunea și Adriana aseară. Păi te-a legat Eduard? Păi n-avea cum să mă lege Eduard. Dar cine te-a legat? M-a legat mama. Păi și cum n-ai legat tu? N-am legat. Și de ce ai filmat? Că m-a pus mama. Toate lucrurile astea le-am văzut într-o filmare, nu o vom da, nu avem acordul ambilor părinți. Silviu Prigoană, ce se întâmplă până la urmă? Păi nu se întâmplă nimic. Știi că zicea doamna Bacuțeanu că îi răpește cineva copilul dacă duce la școală. Nu știu dacă știai povestea, că îi răpește copilul și a dus copilul astăzi la școală, că i-a dus să retrag. Mâine mă duceam să retrag, să nu fie matriculat, să fie retras. Sună mai bine pe fișa matriculă, dar l-a dus astăzi la școală. Și s-a dus cu televiziunea la ora 3, când a ieșit copilul, să vadă cine răpește puiul, mami, și nu l-a răpit nimeni. Bun, așa. Și am făcut din nou dovada audio-video că doamna Bahmuțeanu, mincinoasa neamului de altfel, cum se și numește, cum am etichetat eu de vreo 8 ani de zile, a mințit din nou. I-a pus pe copii să mintă că i-am bătut, ai văzut de fapt, dacă să le cumpere PlayStation. Acum nu știu de data asta când am mințit iară copilul că l-am bătut și nu știu ce am făcut și o fi promis. Probabil ultimul model de telefon. Da, mai avem câteva documente pe care le-am primit de la Silviu, pe care vă invit să le vedeți chiar acum pe ecran. Una este în atenția părinților elevului Prigoană Eduard Gabriel. Este un document din 2017 de la școala gimnazială 150 în legătură cu comportamentul copilului. Ce spune aici Silviu? Băi, eu ți-am trimis documentele alea care sunt eliberate de instituție publică a statului român cu ștampile și semnătură, situația copilor când i-am preluat eu. Da, deci se documentele vede că respective, așa, de la documentele respective din 2017, în 2018 copiii au ajuns la mine și în 2019 s-a dat verdictul să se mute definitiv la mine copii din cauza comportamentului copiilor. Da. Care făceau nenorociri în școală. Asta probleme, și scrie aici. Refuză departe, rezolvarea sarcinilor de lucru în proporție de 90%, își distruge fișele pe măsură ce anul școlar mergea înainte. Manifestă indiferență sau preferință pentru a discuta și să juca cu anumiți colegi. În fine, arată că copilul se afla într-o situație specială. Alt document pe care îl avem de la Silviu, în atenția părinților elevului Maximus Mihai Prigoană, care lovește cu picioare scaunele și pupitrele din clasă, se lovește cu capul de pereți de pupitru, își dă palme în jură, se acuză spunând că el este un prost, nu știe nimica, semnat pedagog Marinela Gheorghiță, 13.04.2017. Asta era înainte să preiei, să ajungă copiii la tine. De la documentele respective a pornit toată povestea, că s-a sesizat protecția copilului, m-au chemat pe mine la școală, am spus, domnule, copiii au domiciliu la mama lor, nu am cum să mă ocup de ei. Pe urmă, profesia copilului a făcut niște anchete, au fost niște psihologi care au făcut niște evaluări, i-a luat pe copii instanță, i-a dus la mine și în 6 luni de zile au fost bijuterii de copii. Vreau N-au să mai te... fost probleme, da. Totul a decurs normal, deci 5 ani de zile, până când acum i-a promis că îi cumpără nu știu ce și ca să zică el, pentru că i-am înțeles până la urmă că mama lor audiență e spre zero, și trebuia să mai fac un pic de audiență, că în afară de circoteca cu copii, altă audiență, femeia asta n-a făcut de 10 ani. Ea făcea audiență când era măritată cu mine, știi? Dar în rest, pauză. Deci bun, nu face audiență și acum îți dai seama cât e de penibil și umilitor pentru toată lumea, pentru oricine de pe planeta asta, să-ți folosești copiii pentru audiență. Da. E absolut penibil și legea interzice chestia asta. Există un articol de lege în codul penal care interzice folosirea minorilor în diverse scopuri comerciale. Uite, dragă tati, te anunț că îmi doresc să locuiesc la mama mea pe parcursul acestui an școlar. Îți mulțumesc pentru înțelegere. Cu stimă, Eduard. Când a scris asta?
Păi în a doua zi după ce a fost la mine. Da. A doua zi după ce a fost la mine, între timp a trimis Bahmuțeanca spre avocata mea un document de care n-am avut cunoștință, da. Astăzi am primit, l-am trimis și ție, o convenție între noi, dar mie mi-a spus sigură, doamna avocata mea, că da. Doamna a trimis Adriana o convenție să da. Îi dai voie să ducă copilul la operații, să-ți da, să mă, doamne, cum să-i dau voie? Da. Noi, Silviu, ceva. Acum trebuie să încheiem, îți mulțumesc foarte mult, mai vorbim săptămâna viitoare. Cu mare drag, cu mare drag, oricând, la dispoziție, oricând. Vin cu documente. Ok, documente, documente. În spirit dreptului la replică, mulțumesc, Silviu. Adriana, te rog. Te rog. Da, bună ziua. În primul rând, și te rog, Cristica, pe viitor, să nu mai faci referire la copiii mei atunci când vorbim de această situație și la ceea ce s-a întâmplat la școala de stat. Adevărul este cu totul altul, dar, din păcate, fostul meu se denaturează, mă jignește pentru că asta știe să facă și îmi este foarte bine de dânsul, pentru că are o tulburare de personalitate. Se numește narcisism malign. Și mi este foarte bine de bolnavii psihici. Ar trebui să avem noi altă înțelegere față de oamenii care au asemenea tulburări și că, de fapt, nu e nici măcar vina lor. Deci, te rog frumos, pe viitor, să nu mai citești din aceste okay. documente pe care ți le trimite, pentru că nu acesta este adevărul despre fiul meu, Maximus, adevărul este cu totul altul, și în fața instanței de okay. judecată... Instanța să decidă. Ai dreptate. Încă ceva. Vorbiți despre lucruri care nu există. Nu mi-am da. Torturat niciodată copii, nu i-am bătut, nu i-am okay. făcut teletratamente, am fost cercetată de poliție, de parchet, nu Gata. Există fapta. Deci îți interzic de acum înainte să mă mai denigrezi și să vorbești de lucruri care nu există. Nici eu nu cred că te-am denigrat niciodată și afirmăm despre tine sau i-am lăsat... Am înțeles, așa. Adriana. Așa vom face. Mâine nu vom aborda acest subiect ca să se mai liniștească oamenii. Mulțumim, Adriana, toate cele bune. Ne vedem mâine. Acum Focus.